Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru această lună nouă în RAC, care va fi peste 2 zile, dacă nu greșesc, că nici nu știu data, dar parcă peste 2 zile. Da, uneori mai uit data în care mă aflu. Aveți de ales între 1, 2 și 3, vă puneți pauză, vă gândiți bine ea, vedeți? Așa, eu pun cărțile la loc și încercăm să vedem ce evenimente, pentru că e luna nouă aceasta în RAC, este în sextil cu Uranus în Taur și se creează potențial pentru evenimente neașteptate. Nu doar începuturile tipice lunii noi pe care uneori le organizăm, le inițiem în stare de autoritate, de conștiință. Dar când apare Uranus, apar evenimente care sunt în afara controlului nostru. Haideți să vedem. Pentru cei care ați ales numărul 1, facem etalarea în aromă de vanilie. Această etalare de lună nouă este în aromă de vanilie. Hai să vedem. Luna nouă ce aduce? Ah, ideea că sunteți protejați. O senzație de securitate, sau nu, neapărat. Unii dintre voi, dacă vreți să vă simțiți protejați, interesant, trebuie să comunicați. Chakra comunicării este un pic provocată. Trebuie să comunicați cu îngerii voștri protectori. Unii dintre voi poate aveți niște provocări la locul de muncă, dacă în locul de muncă protejați pe cineva într-o formă sau alta. Alții simțiți în profunzimea sufletului vostru că vă doriți să protejați pe cineva sau să fiți protejați dacă este vorba de carieră. Vreți să schimbați ceva în cariera pe care... Ia uite, timpul să decideți, da? Vreți să schimbați ceva în cariera pe care v-ați ales-o. Poate nu vă simțiți protejați la locul în care sunteți și vreți un loc în care vă simțiți protejați. Poate, dimpotrivă, vreți să protejați pe cineva care vă este drag, vă atinge inima într-un mod special. Este ca un înger. Interesant, sunteți doi îngeri. Unul mai activ, altul neapărat pasiv, mai receptiv sau unul care se ocupă de treburile materiale. Cum este Arhanghelul Mihail, are aici treabă. Se războiește cu dușmanii noștri, cu cei care încearcă să ne atace și sunt și alți îngeri, serafim, care sunt în ceruri sau în alte dimensiuni, mult mai înalte și ne influențează pe alte căi, prin artă, prin sentimente, lucruri subtile, sensibile. Da? Sunt mai multe, da? Mai multe tipuri de acțiuni. La capătul setului de cărți, steaua. Interesant că văzusem în acest set de cărți, când am amestecat, am văzut Regina de Cupe și Marea Preoteasă, iar cineva care se ocupă, o poziție, da, timp să decideți. Vreți să vă uniți forțele, interesant, într-o misiune comună unii dintre voi. Haideți să vă zic ce văzusem. Regina de Cupe și Marea Preoteasă. Da, putea să fie luna nouă în RAC, care stimulează spiritualitatea unora dintre voi sau persoane la care vă gândiți. Așa, urmată de Regele de Spade și Eremitul. Deci Regele de Spade analizează cum ar... Regele de Spade, iau, deci aici îngerii au spade, dragii mei, nu înseamnă că dacă au spade, gata, sunt și agresivi fără sens, nu? Spadele înseamnă foarte mult și gând, și cuvânt, și voință, și acțiune determinată. În general, spadele sunt figuri active. Dacă sunt în autoritate și în vibrația înaltă, atunci acționează ca să-i protejeze pe alții. Dacă vă simțiți în această vibrație a regiului de spade și eremitul, care analizează cum să se gândește, poate vorbește mai puțin, dar se gândește cum să acționeze, cu dragoste, că era și regina de cupe, într-o dragoste activă, da? Din dragoste, Arhanghelul Mihail se luptă pentru noi. Nu înseamnă că dacă iubim, nu ne războim. Trebuie să luptăm pentru oamenii dragi. Eu știu pentru cine o fi acest mesaj. Am zis, sunt două energii, una mentală și alta emoțională. Regina de cupe și Marea Preoteasă poate să fie o altă, unul dintre voi, sau o altă latură a voastră care vrea să se ocupe de spiritualitate și să se conecteze la îngeri, să se detașeze de această dimensiune și să crească spiritual prin conexiunea cu divinitatea. Dar revenim crescuți timpul de a decide, da? Trebuie să luați o decizie în această perioadă.
Interesant, văd 5 în mod special, mi-apare 5. 5 înseamnă creativitate, poate 5 să însemne ceva pentru voi. Așa, deci asta am văzut în timp ce am amestecat cărțile, au ieșit toate cele 4 cărți, s-au oprit cartea la steaua și 8 de monede, da? Ia uite, e un ideal, e un ideal, o muncă ideală, o muncă de transformare sau un cuplu ideal care poate fi realizat, materializat dacă ne rugăm la îngeri și dacă și acționăm, cum ați zis mai devreme, într-un anume sens. Hai să vedem. Numărul 1. Ceva, ia uite, valetul de monede, nevoia de a materializa ceva, de a crea ceva împreună sau de a comunica unul cu celălalt. Unul vrea să sune pentru că a fost o tăcere, am văzut regele de spade și eremitul, da? Și marea preoteasă. O tăcere între voi necesară ca să crește și să vă înțelegeți diferențele. Diferențe pot să fie și noi înșine, nu suntem toți... O să vorbesc la următoarea etalare despre luna nouă în rac. Nu suntem toți doar sensibili, da? Avem și alte aspecte noi și aici este. Trebuie să ne unim diferențele și să creăm ceva frumos. Valetul de monede și studiază cum să creeze ceva prețios. Poate vrea unul dintre voi să ia legătura, să dea un telefon, e un telefon, dar un mobil, da? Sau poate fi, eu știu, o altă formă de... un dar, da? Cineva vrea să cumpere un dar și să ofere cuiva ceva. Ia uite, temperanța. Temperanța și regele de cupe pe care l-am văzut acum, dar nu doar atâta, poate să fie luna nouă în rac, care vă îndeamnă pe unii dintre voi să vă vindecați, vă susține în acea alegere, timpul de alegere, da? Timpul de alege. Vă mai concentrați pe latura materială sau vă ocupați și de latura spirituală pentru unii? Hai să vedem totuși. Nu am este codată. Numărul 1. Ideea este că le puteți îmbina pe amândouă. Și latura materială și latura spirituală. De-aia este. Oh, ce frumos! Ce mă bucur pentru voi! Asul de cupă. De cupe! Asul de pute! Superb! 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 Nu de... Câte să iau? 4, că e casa a patra a racului, da? 9 de băte și roata norocului. Și am văzut, am tras cu ochiul 4 de... asta e, 4, ca să mergem înspre... pentru că e Venus și Marte în leu, în semn de foc. Apropo, de dragoste și acțiune, Venus și Marte sau... două forțe care se unesc pentru a crea ceva special. O să-l pun așa deoparte. Este un plus. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe. Vreți să manifestați, este noul, noul. Magicianul văd acum simbolul noului, al lunii noi, da? 6 de cupe. La capătul setului de cărți. O legătură profundă între voi. Foarte diferiți, am zis. Poate că și în aspect fizic sunteți diferiți. Dar împreună puteți să creați ceva deosebit. 6 este un, este un număr echilibrat, armonios, da? Ține de balanță, 3 și 3, da? Se poate împărți în două. Ideea este că fiecare are atribuțiile sale speciale și împreună puteți să manifestați un tot deosebit de frumos, ideal, ideal. Da, cineva are o familie la care trebuie să renunțe sau își dorește o familie și trebuie să renunțe la singurătate, ce am mai văzut. În fine, hai să și clarificăm. Asul de cupe. Mai clarificăm, n-aș vrea să se schimbe. Hai totuși să clarificăm numărul 1. Clarificăm asul de cupe. Da, a zis cineva. Unul dintre voi este singur și este provocat să se bucure de această dragoste și acest potențial. Dragoste și pasiune. Emoții și foc, cum a zis mai devreme. Emoțiile în general reprezintă luna, dar în această carte ar putea să fie și luna și Venus, într-un complex mai special, mai artistic, mai sensibil, da? Și aici este focul și aerul, da? Latura activă și latura receptivă. Am zis, sunteți diferiți, dar împreună puteți să creați ceva deosebit. Lăsați durerile, lăsați decepțiile și mergeți cu încredere către
parteneriate și către succes. Parteneriate frumoase. Clarificăm asul de băte pentru numărul 1. Asul de băte, 5 de spade. Clarificăm 9 de băte pentru numărul 1. 9 de băte. Wow, prea multe, dragul meu. Set de cărți. 9 de băte. Hop, hop, hop. Ia uite frumos judecata. Cum am văzut mai devreme, regele de spade și eremitul. Și Marea Preoteasă, amândoi. Eu cred că amândoi ați tăcut, dacă sunteți două persoane. Dacă este vorba de o singură persoană, trei cărți arată că ați tăcut, că poate încă mai meditați la anumite detalii și urmează să acționați. Uite, Marea Preoteasă, ce am zis mai devreme, pasiune, o pasiune secretă pentru un personaj foarte sensibil, unul dintre voi extrem de pasional, de focus. Și pătima și cred că și gelos. În fine. Roata norocului. Clarificăm, te rog, roata norocului pentru numărul 1. Roata norocului pentru numărul 1. Uh-huh. Aha. E frumos, interesant. Renunțați la această atitudine materialistă sau de la un personaj materialist. Cel puțin unul din viața voastră. Regele de monede, care este invers. Adică este extrem de pragmatic. La capătul setului de cărți au fost lacrimi, v-a fost dor unul de altul, v-a chinuit separat. Au fost niște legături karmice, toxice, poate obsesia pentru carieră, pentru bani a unuia, obsesia pentru control. Au fost niște situații care au mânjit, să zic, mânjit și au provocat această speranță și acest potențial deosebit nou de cupe. Într-un fel sau altul, poate nu știți celălalt cum simte, dar și celălalt vă vede la fel de frumos cum îi vedeți și voi, nouă de cupe, da? Ok, okidoki. Am zis, potențial deosebit, dragii mei, la luna nouă. Două începuturi, să zic. Din punct de vedere emoțional, dar și activ, începe să aveți inspirație pe de-o parte. Cum să? Pentru că asul de băte învingător este plin de energie și de idei creative. Am 2, 4, 5, am văzut 5 mai devreme, iar văd 5 frunze, adică puteți să generați, eu știu, 5 variante la un subiect. Este că aveți aici o energie care... încearcă să vă deranjeze acest potențial. Posibil să fie acest rege de monede, bărbat, femeie, nu contează, partener de viață sau partener de job sau poate să fie și vecin, oricine. Un personaj, cred că, repet, cu tendințe materialiste, prea pragmatic și prea obsedat de plăcerile materiale, inclusiv plăcerea materială, include și banii, da? Unii au așa o plăcere deosebită să simtă bani în mână, da? Acest personaj, cred că, s-ar putea să pună un pic bețe în roate în viața unuia sau a celuilalt, dacă e vorba de două persoane, pentru că văd bărbat și femeie, da? Femeia este deschisă către acest univers emoțional, singură cum este deschisă. E ok, doggy cu ea însăși, are realizări, dar e deschisă către parteneriat, pentru că se pare că mai devreme sau mai târziu această vibrație a lunii noi va aduce, va schimba energia dintre voi. Și uite, într-adevăr, au fost blocaje, 9 de monede, de băte și 5 de spade. Este cineva, și regele de băte, de monede invers, este cineva care v-a pus bețe în roate sau energiile, nu neapărat persoanele în sine, gândurile unora, pot să fie și gândurile noastre, dar și gândurile și acțiunile sau non-acțiunile altora. Dar faptul că după 9 de băte apare roata norocului și 4 de băte, parteneriatul despre care am vorbit chiar de la început între aceste opoziții, este minunat, se schimbă energia. Cei doi ași și roata norocului Jupiter au mai multă forță decât blocajele care au apărut până acum. Vă vor da posibilitatea să renașteți. Da?
Am zis de îngeri. Unii sunt, aici este Arhanghelul Gabriel, da? Unii sunt în viața noastră să ne protejeze, alții să ne avertizeze. Dacă i-ați ascultat pe cei care v-au avertizat, puteți să înțelegeți multe alte lucruri. Deci, că sunteți singuri, vă bucurați de singurătatea voastră și vă puteți vindeca rând mai vechi, rând noi, aveți energie și inspirație să treceți peste niște blocaje sau intrigi sau dușmănile cuiva. Puteți să renașteți dintr-o perioadă de blocaje și de suferință, pentru mine ne-a zis 9 demone de bute este și Chiron. Da? Și dacă ați avut probleme financiare, unii dintre voi, acum vorbesc dacă ați fi singur, nu neapărat în cuplu, dacă ați avut probleme financiare, regele de monede invers, aveți parte într-o perioadă de timp următoare de parteneriate pozitive. Acum, evident, dacă sunteți singuri și ați avut un blocaj energetic și nu v-ați întâlnit partenerul, pentru că regele de monede poate să fie partenerul vostru perfect, 9 și cu 1, 10, da? Partenerul cu care am văzut și 10 de cupe, cu care puteți fi fericiți, avea stabilitate și bucurii. Și am văzut 6 de cupe. Sunteți opuși, dar vă potriviți. Acest personaj n-a fost în viața voastră până acum, dar urmează să vină. Faptul că se schimbă energia, acest personaj vine sub forma unui parteneriat și atunci se presupune că se va întoarce în poziție normală și va vibra în rezonanța cea mai potrivită, cea mai înaltă, da? Deci există acest potențial minunat de dragoste, de vindecare, de reenergizare, de inspirație. Da. Cam atât. Eu zic că e suficient și sper că v-a plăcut, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Poate această doamnă este doamna la care vă gândiți 9 de monede, poate și chiar dacă este 9 de monede sub forma lui Venus, figură feminină, puteți să fiți bărbați. Poate niște bărbați marcați de această planetă, de Venus. Frumoși, atrăgători, cu reușite. Da? Cam atât deocamdată, cei care ați ales numărul 2, nu, numărul 1. Acum încep cu numărul, i-am pus bine, da, ok, numărul 2. Okidoki. Pentru cei care ați ales numărul 1, interesant. 2. Ha, tot timpul le încurc. De fapt nu le încurc, le greșesc, dar poate are legătură cu numărul 1. Într-un fel sau altul. Și la ei s-a oprit la dorința inimii și, ia uite, profesor spiritual, ce interesant. Și muzică. Că unul sunteți muzicieni și altul este mai concentrat sau artist într-o formă de artă, dar în mod special muzică. Și altul este profesor spiritual. Fiecare, important este să se facă ce își dorește și împreună puteți să vă uniți iar, e o chestie de unire de forțe, de aia că poate seamănă cu numărul 1. Și mesajul vine, da? Evident că acest profesorat sau această, poate nu sunteți profesor, poate trebuie să faceți niște cursuri de spiritualitate, da? Puteți să uniți muzica cu spiritualitatea și împreună să creați ceva. Dacă sunteți iar femeie, bărbat, diferit, da? Este o latură feminină, fapt nu a apărut a doua oară imaginea aceasta, adică imagine feminină, în fine. Scoate în evidență latura voastră feminină, cele două aspecte, da? A unui așa celuilalt, care pot fi unite și puteți crea ceva deosebit. Dacă nu este profesor spiritual unul dintre voi, poate că ar trebui să căutați un profesor spiritual și acest profesor spiritual va încuraja să vă urmați dorințele inimilor, poate, inimii, poate una din dorințele inimii voastre este să faceți muzică și nu ați avut curaj, iar, sau altă formă de artă. Fac o etalare în aromă de vanilie. Pentru că în momentul în care vă veți urma inima, vă veți și vindeca inima.
Acum, poate trebuie să ascultați muzică spirituală, poate trebuie să ascultați o muzică mai, eu știu, mai sensibilă, care vă aduce aminte că totuși aveți inimă, chiar dacă viața este tristă și grea uneori. La capătul se... interesant, tarot, ia uite, profesor spiritual. Nu neapărat că tarotul nu înseamnă spiritualitate, dragii mei. Este la limita între spiritualitate și spiritism. Dar depinde de cel care face tarotul, cum vrea să-l manifeste. Da, probabil că unul dintre voi ori caută la tarot, ori studiază tarotul, ori practică tarotul, da. Și 2 de monede, 10 de spade. Aici, pentru unii dintre voi, trebuie să vindecați niște răni foarte vechi. Magicianul. Aveți un potențial deosebit, dar depinde de voi cum gândiți. Depinde foarte mult de voi cum gândiți. Aici trebuie să alegeți felul în care gândiți și la ce vă conectați, apropo de conexiuni, vă conectați la inima voastră sau la spirit sau la o tendință mentală negativă datorată suferințelor prin care ați trecut. Acum aveți de ales. Vă vindecați sau repetați ciclul acesta și continuați tot în acest fel în care ați fost până acum. Sau vindecându-vă, nu neapărat că veți practica tarotul, poate practicați altceva, am zis muzică sau o direcție spirituală, orice altceva, dar prin tarot ceva se declanșează, înțelegeți niște lucruri. Plus că tarotul e o chestiune care ține de mister. Aveți niște, nu înțelegeți niște chestiuni care v-au făcut să suferiți sau noțiunea de suferință. Hai să vedem numărul 2. Numărul 2. Ce veți trăi sau ce declanșează această lună nouă în viața voastră? O, judecata. Și la voi a apărut, am zis că seamănă cu numărul 1 într-un fel. 2 de cupe. Mâine de cupe, iubii! Două suflete perechi, da? Sufletele perechi nu înseamnă musai că au și o poveste erotică. Poate să existe sau poate să nu existe. Între un profesor spiritual și ucenic sau consul sau personajul care cere consultanță, profesor spiritual sau tarolog, există o conexiune sufletească. Sunteți suflete perechi întâlnite ca să vă ajutați într-un moment special. Acum, dacă apare și Eros, cu atât mai bine. 6, 7 de spade, 3 de cupe. Multă bucurie între voi care a fost ascunsă. De cine a fost ascunsă? Iar. Marele preot. 4 de spade și puterea și asul de bâte. Și nu doar bucurie, și pasiune. Mare pasiune din partea unuia dintre voi, dacă sunteți două persoane. Dar această pasiune a fost teribil de ținută în frâu, de controlată. Poate din mândrie, poate din dorința de a nu urma impulsul fizic. Dar mai ales dacă e profesor spiritual, acesta cu siguranță își va controla impulsurile fizice, dar din dorința de a crește spiritual, marele preot, iau-te, profesorul spiritual, de a-și ține în frâu mintea, gândurile. Și unul dintre voi are tendința să fie probabil mai negativ. Din acest motiv a apărut și 10 de spade. Celălalt eventual poate învăța cum să se vindece și cum să afirme altceva. Pentru că prin muzică, prin vibrația muzicii, noi facem afirmația asta pentru dacă e cineva care practică muzica, depinde de versuri și de sunet, dacă vei manifesta negativ sau pozitiv. Nu simți musai să faci muzică spirituală dacă ești cineva care ascult și faci muzică, dar nu e obligatoriu. Dar să fie măcar optimistă, să aibă un mesaj încurajator pentru ce să aline într-o formă sau alta. Da? Să vorbească despre dragoste, ceva, da? Pentru că știți că acum, în acest secol, muzica este atât de provocată și ea. Hai să și clarificăm. Deci, marele preot. O să pun deoparte, vedeți, profesorul spiritual. Profesorul spiritual. Clarificăm judecata, te rog frumos, pentru numărul 2.
judecata. Extraordinar, roata norocului. 10 și 2, 20. 10 și 20. Cred că în anul 2020 ați plâns mai mult, că vă 4 de monede și 4 de cupe. Ați avut senzația că stați pe loc în 2020, dar acum în 2021 lucrurile se schimbă. Clarificăm 2 de cupe, te rog frumos, pentru numărul 2. 2 de cupe, te rog frumos. Îmi plac foarte mult cum sunt desenate arcanele în aceste de cărți, altfel. Cărțile sunt tipic cărților de tarot mai vechi. Hop! Hop, hop, hop. Regele de monede. Interesant. Și regina de spade. Regina de spade și asul de cupe și regele de cupe. Un personaj, unul din voi a zis, unul dintre voi are tendința să fie mai analitic și poate chiar, pentru că dacă ești analitic, ești un pic mai pesimist. Și aici este lecția spirituală pe care trebuie să o învețe. A fi analitic și a fi logic nu înseamnă musai să fii pesimist. Așa, pe de altă parte, acest tip de gândire, probabil a învățat sau au învățat-o pe acest personaj să nu creadă atât de mult în dragoste sau să considere, ia uite, regele de cupe și asul de cupe, și luna, să nu își înțeleagă emoțiile, să nu înțeleagă de ce simte așa de profund față de cineva. De-aia are un pic de crescut cel care este mai analitic. Bărba, femeie, nu contează. Da? Dar să nu uităm că regina de spade poate să iubească foarte mult. Foarte mult. Doar că nici regele de cupă nu arată, dar măcar își înțelege emoțiile. Doar că trebuie să își înțeleagă emoțiile. Avem și luna aici, da? Trebuie să-și asculte ce zice dorința inimii, să se conecteze nu doar la minte, ci și la inimă. Clarificăm 7 de spade. Am zis că a fost ținută ascuns această dragoste, această dorință de a se împăca, de a renaște, de a se transforma. Bucuria dintre cei doi, dintre cele două suflete. Fuzionează într-unul singur. Uitați, se ocupă mai mare, da? Doar că ori unul dintre voi a fugit, ori nu unul dintre voi a ascuns. Ia uite, asul de cupe tot apare și regina de spade. Clarificăm 7 de spade, te rog frumos. Ia uite, 10 de bâte. Cine a fugit s-a consumat foarte mult și nu doar cine a fugit, ci cel care a fost părăsit s-a consumat foarte mult. Pe de o parte, acum mai este și o căsnicie sau un job sau niște responsabilități care a provocat cel puțin o persoană, da? Să nu-și arate sentimentele. Este posibil ca fiecare să nu-și arate sentimentele din niște motive. Unul pentru că este responsabil în spiritual, calea sa spirituală și altul pentru că este responsabil în alegerile raționale pe care le-a făcut la un moment dat de a fi, eu știu, ori într-o familie, da? Ori într-un cuplu, ori într-un job, ori a crește, eu știu, pe o latură care ține de materialitate, poate să fie și profesional, da? Poate să fie și relații. Că văd totuși, Marele Preot înseamnă și profesor spiritual, dar poate să însemne și căsnicie. Și am 3 cărți care deja vorbesc despre o căsnicie. Uite. Cineva a analizat. Și-a analizat nu doar sentimentele, cum a zis mai devreme, a încercat să se detașeze de sentimente, 8 de cupe, da? Dar și-a analizat și impulsurile fizice, că am văzut regele de bâte. Simte foarte mult. Clarificăm 3 de cupe, te rog frumos, pentru numărul 2. Ups! Regina de spade a vrut iar să se arate, vedeți? Vrea ea să spună ceva și la capătul setului de cărți, cavalerul de spade, tot, ia uite, regele și, fantastic, regele de spade, cavalerul de spade și regina de spade. Și aici 4 de bâte. Există un parteneriat care se poate manifesta și la voi, de-aia am zis că seamănă un pic, pe aici pe acolo cu numărul 1, nu foarte mult, dar seamănă.
Regina de spade, am zis, a stat și a analizat. Să știți că regina de spade poate să fie și profesor spiritual, am zis, dar manifestă anumite, își manifestă mentalul altfel decât o regină de spade normală. Acum. Iar această lună nouă vă ajută să înțelegeți întâlnirile de destin din viața voastră, mai ales o întâlnire de destin în care v-ați întâlnit cu cineva care vă poate crește spiritual sau practică o altă formă de spiritualitate cu care nu sunteți obișnuiți și pe care a trebuit să o înțelegeți. Aveți o legătură spirituală între voi și acest personaj. Doi de cupe. Iar sunteți suflete perechi. Și această schimbare de înțelegere și de energie, de înțelegere pentru că judecata vă ajută să vă ascultați sau vă stimulează, să zic, introspecția, vă cheamă să ascultați îngerii, Sfântul Arhanghel Gabriel, în mod special îngerii care vă suflă așa, cât un cuvințel, când ați uitat lecția. Da? Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă îngerii. De ce a trebuit să stagnați în anumite situații, în anumite relații? Sau relații, pot să fie și cu părinții și cu frații, da? Și la job. Relații care v-au consumat, v-au obligat să faceți prea multe, unii dintre voi, când un parteneriat poate fi în armonie. Da? Dacă amândoi vă urmați dorința inimii, da? Dacă veți duce cu oameni care nu-și ascultă inima, mai devreme sau mai târziu veți fi și voi ca ei. Da, alegeți-vă partenerii de viață, de colaborare și așa mai departe. Am zis, luna nouă vă ajută să înțelegeți, să ascultați intuiția, judecata, să judecați de ce a stagnat, de ce v-ați întâlnit cu cineva. Cum puteți să oferiți stabilitate în acest parteneriat, în aceste, între voi doi, dacă sunteți cu cineva, vă gândiți la cineva în timpul acestei etalări, simțiți că e pentru voi și o anumită persoană, veți primi inspirație cum să vă împăcați sau cum să manifestați stabilitate, regele de monede, în acest parteneriat. Pentru că marea minciună este să rămâneți și unul și altul ori în responsabilitățile pe care le aveți la job, ori în responsabilitățile pe care le aveți într-un cuplu, un cuplu în care vă mințiți. Un cuplu în care... Aici este schimbarea de energie și înțelegerea. Acestea sunt și primele. Dacă reușiți să rezolvați aici această energie care vă sabotează și ne putem sabota singuri, da? Șapte de spade, ne putem păcăli, avem impresia că dacă suntem într-o anumită relație mai stabilă, nu e o păcăleală. Da? Pe de altă parte, dacă fugim de responsabilități în acest parteneriat frumos, iar ne păcălim, avem impresia că vom găsi stabilitate în altă parte și de fapt nu, nu este așa. Deci aici este marea problemă care trebuie rezolvată. 10 de bâte și 7 de spade. Dacă o rezolvați, toate cărțile, ia uitați ce frumos, judecata 2 de cupe, 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul perechi, adică întâlnirea în care cei doi fuzionează. Este o întâlnire karmică. Și la capătul setului de cărți nu vedeți încă sau nu aveți încredere în acest potențial. E un lucru pe care nu-l vedeți, da? Patru de bâte. E un potențial deosebit. E o floare la mijloc, da? E ceea ce puteți crea împreună. Am zis armonie, frumusețe. Puteți crea împreună. Ia uitați. Vă mai arăt. Și steaua apare. Regele de spade. Că sunteți voi, că e altcineva. Speră că își găsește partenera potrivită. Și o parteneră nu doar speră, se roagă, steaua speră
că va manifesta, va cuvânta. Pentru că și unul și altul asta cutii. Vedeți? Interesant. Am zis din diferite motive. Și unul și altul. Aici, în aceste de cărți, vedeți și regele de spade și regina de spade țin sabia în jos. Doar cavalerul de spade cuvântează. Un eveniment neașteptat, ceva ar fi frumos să declanșeze comunicarea dintre voi. Dacă se întâmplă, se poate crea parteneriatul. Poate să fie un mesaj sub formă muzicală, da, de ce nu? Asta în cazul în care regele de spade, cel care este mai rațional decât celălalt, învață, crește spiritual, își ascultă intuiția, își pune dorințele potrivite, da? Dorința inimii, da? Își ascultă inima, se vindecă de rănile vechi, se vindecă de, ce să zic, tentația de a ne păcări. Nu aș vrea să zic minciună, pentru că nu e un cuvânt tocmai potrivit. Unor ne păcălim singuri, zicând că, că dacă nu merge, dacă nu se poate, că poate e prea mult, e prea sensibil, prea sensibilă, eu sunt așa, așa, pentru că nici unul, nici altul, sau cel puțin unul, nu vrea să se transforme. Judecata înseamnă și transformare, înseamnă renaștere. A? Înțelegeți? Este un potențial frumos, așa văd. Poate a fost și o distanță între voi, dar necesară cât să vă înțelegeți. Altfel, judecata, începe etalarea cu judecata și roata norocului. Să vă înțelegeți această întâlnire predestinată. Și dacă în aceste întâlniri deosebite, uneori avem impresia că stăm pe loc, avem blocaje, blocaje nu au apărut aici, a apărut minciună. Minciună în sensul că, am impresia, repet, că anumite responsabilități ne țin pe loc, trebuie să le oferim lor. Consumul acesta de energie, o energie care consumă, da? Ne consumăm energia în responsabilități, fugim de relațiile adevărate, relațiile de suflet, de hobby-uri de suflet, ca să ne oferim toată o energia nimicurilor sau lucrurilor care ne îndepărtează. Înțelegeți, da? E frumos ce văd. E frumos ce văd. Eu văd o uniune a sufletului. Este posibil. Este posibil să înfloriți. Note flowers. Să înfloriți. Să se facă interesant justiție. Apropo de echilibru, că amândoi vă echilibrați și din punct de vedere mental, dragii mei, și mental, dar și emoțional. Uitați, sunt două cupe, se creează una, relația, voi doi. Deci o cupă și mai mare. Aici este. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Asta în cazul în care v-ați gândit la cineva anume. Evident că tot ce am zis poate să aibă legătură doar cu voi înșivă, cu două aspecte ale voastre, mental, emoțional. Și acel trei de cupe să fie o bucurie. O bucurie. Dacă nu vă mai consumați energia în prea multe responsabilități. Dacă nu mai fugiți de potențiale, de întâlnirile karmic este 10 de băte, acela pe care l-am văzut mai devreme, în care vă consumați energia. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut, da? Vă pup, vă doresc dragoste, mai mă pâlpâi și eu, pace și creștere spirituală. Ok, ok, numărul 3. Se vede? Se vede. Hai să amestec cărțile. Pentru numărul 3. Să amestecăm cărțulile. Numărul 3. Numărul 3. Ce declanșează luna nouă în această perioadă în viața unora dintre voi? Ia să vedem. Oh, cărți de oracol. Poate că această etalare vă va lumina într-un fel sau altul. Familie.
și la capătul celălalt și scriere. Sunt mai multe posibilități. Unii dintre voi învățați tarotul sau vă duceți la cineva care predă, nu, care citește în tarot și învățați ceva, cum să vă, nu neapărat că nu ați învățat toți acum să faceți tarot sau să citiți cărțile de oracol, pentru că nu e chiar atât de greu. Doar că trebuie să adăugați intuiție și inspirație divină. Poate chiar această etalare să vă ajute să înțelegeți cum să rezolvați o chestiune care ține de familie. Familia voastră spirituală, sufletească sau familia voastră. Acum că e mama, tata, fratele și sora sau soția și copii, iar variază că sunt două tipuri de familii. Pe de-o parte, familia este subiectul central și trebuie să și scrieți ceva, poate de arte, ia uite, școală, profesor, dar trebuie să învățați niște lucruri, asta e clar. Cineva predă, altul scrie, ia notițe. Oricum, sper că această etalare să vă facă cât de cât bine. Trebuie să scrieți cum vă doriți familia, ca să se manifeste mai devreme sau mai târziu și pe de-o parte să vă înțelegeți și nevoile emoționale, mentale, spirituale. Uite, steaua, rugați-vă! Vă consumați, iată, nu zice de bâte, într-o relație care ia. Trebuie să vindecați o durere. Trebuie să vindecați o pierdere a cuiva, vă este dor de cineva. Hai să vedem, numărul 3. Luna nouă din rac. Ce trei de cupe declanșează? Faetonul, rac, apropo de rac, au apărut cupe. 10 de cupe, wow! Asul de cupe, extraordinar, extraordinar! La capătul setului de cărți, asul de spade. Pai, ai, ai, interesant că și numărul 1 a avut asul de cupe și asul de spade într-o altă formație. Numărul 2, 3 de cupe. Cred că evenimente deosebite pozitive pentru toată lumea sau majoritatea. Majoritatea. Aici este. Trebuie să învățați. Pe de-o parte, asul de spade învață, scrie, ascultă și memorează. Ia notițe. Pe de altă parte, asul de spade și predă, vorbește, exprimă niște lucruri pe care le-a înțeles, da? Este, evident, cu două tăiciuri sau un aspect dual al acestui as de spade. Trebuie să învățați cum să manifestați. Mai, hai să o punem invers, uite, cum să vă echilibrați viața. Să punem invers. Aici este. Cum să manifestați familia ideală? E familia, aici 10 de cupe, am zis bine, da? Familia. Luna nouă pică în rac, casa familiei pentru unii, da? Cum să vă bucurați? 3 de cupe înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche și intrarea în uniune. 3, o cu singură cupă, uitați-o aici. Da? Uitați-o. Deci a trebuit să fac așa. Faetonul, înțelegeți și alegeți. Înțelegeți, învățați. Predați sau vă duceți, faceți cursuri, înțelegeți alegerea. Înțelegerea și acțiunea. Apoi, asul de cupe. 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche și 10 de cupe. Așa ar trebui să așez cărțile, da? Dar trebuie să și acționați, că faetonul acționează. Cu determinare. Cu maximă determinare, da? Și ce vreți? Să vă echilibrați viața. Am zis că cineva vă poate ajuta. Fac etalarea în aromă de vanilie. Cum era? Așa era, da? Pentru unii dintre voi, trebuie să spun și asta, deci n-am clarificat. Poate sunteți deja într-o familie și apare o a treia, o nouă dragoste. O nouă dragoste. Pentru că vă și un trei de cupe, posibil și să discutați cu cineva sau să înțelegeți. Să faceți niște cursuri sau să faceți asistență de cuplu, dacă vreți să aduceți dragoste în familia în care sunteți,
Dacă vreți, acest as de cupe poate să fie un nou stadiu în relația în care sunteți. În fine, dar ideea e foarte frumos. Foarte frumos. Hai să și clarific. Să pun asta. Clarificăm 3 de cupe, te rog frumos, pentru numărul 3. N-aș vrea să... Iau, asul de... Regele de cupe, fantastic. Regele de cupe, care simte foarte multe, dar de obicei nu arată. Însă, cu 3 de cupe, aici e provocarea să arate, să se bucure, să-și exprime sentimentele. Clarificăm faetonul. Marele preot și... Aha, am zis bine, măi. Am zis bine. Neotorn. Deci apare o separare. Pentru unii dintre voi, dacă... Deci, asta e. Oricum, oricum, pentru voi care ascultați, e de bine, da? Faetonul alege, am zis, alege la capătul setului de cărți separarea, trezirea, ia uite, judecata, înțelegeți că v-ați luptat să fie frumos, v-ați luptat să fie o familie ideală și n-a fost, pentru că apare lumea, sfârșit de capitol, un nou capitol apare prin asul de cupe, sfârșit de capitol, pentru că 10 înseamnă și sfârșit, sfârșit de capitol cu altcineva. Asta e. A fost o relație, cât a fost, a fost. A fost. Acum trebuie să alegeți. Sfinxul negru, calul negru este de domeniul trecutului, calul alb este pentru viitor, speranța, da? Cel negru să se ducă în flăcă și să vă eliberați de trecut. Pentru unii dintre voi, pentru că vă separare. Sau mai degrabă separare. Totuși cu turnul. Ar putea să fie un eveniment neașteptat, dar eu văd mai degrabă separare. Poate și distanța v-a separat. Există o nebunie. Hai să vedem totuși. Dar, repet, pentru că așa primesc mesaj, pentru unii e posibil să fie și o separare și să vă duceți către o nouă dragoste. Pentru alții, vă întâlniți cu soțul care vine de la drum într-un mod neașteptat și vă bucurați. Clarificăm, te rog frumos, 10 de cupe. 10 de cupe. Oricum, aici este lecția. Cum, e o relație karmică. E o relație karmică. Ați sperat că o să fie frumos, dar de fapt era relație karmică în care ați stagnat, iar trebuie să alegeți. Iar eveniment neașteptat între familie, ia uite, o familie care a consumat, cineva tot a încercat să renască și ceva nou, o altă cale. Și asul de cupe poate să fie vindecarea voastră, dacă nu întâlnirea cu un alt suflet pereche, care va poate aduce într-adevăr bucurie și fericire. Clarificăm asul de cupe pentru numărul 3. Sunt multe. Plângeți după pasiunea față de cineva și vreți să manifestați altceva. Vindecare. Interesant. Să păstrez. Da. Pentru unii dintre voi, v-ați reținut această pasiune pe care o simțiți pentru acest as de cupe, da? Personajul care a venit în viața voastră să vă arate de fapt ce înseamnă relație de cuplu, ce înseamnă dragoste adevărată. Pentru că până acum ați crezut că relația aceasta fericită este creată într-un mod tradițional, da? Pe anumite principii care vă creează o oarecare stabilitate. Dar, de fapt, era karmă. Era karmă. Și aici trebuie să încheiați, pentru că și aici este, această lume este înconjurată doar de semne fixe. Trebuie să ieșiți din această idee fixă, că patru de monede are și idei fixe, despre ideal și despre tradiții, da? Și să mergeți către destinul vostru. Și destinul vostru implică eliberarea de această poveste mai veche, eliberarea de karmă, de relațiile karmice, pentru că patru de monede înseamnă și relații karmice, plus
Aceleași cărți îmi transmit un mesaj în plus. Destinul este să țineți patru de monede, ține la idealul său de fericire în familie. De-aia am zis, aveți ceva de învățat aici și mai ales această etalare o să, da? Aveți, ia uite, teaching și school. Pentru că apare marele preot, cineva predă, poate să faceți niște cursuri online. Da? Niște cursuri online. Pentru unii, pentru că apare cărți oracole și marele preot, poate să fie un soi de mare preoteasă, da? Și interesant, nu la voi am văzut tarotul la cineva, da? Într-un fel sau altul, că-i prin tarot, că-i prin consiliere de cuplu sau psihologică sau spirituală, un ghidaj spiritual, înțelegeți de fapt, da? Cum poate fi manifestat? Adică, poate scrieți, poate aveți o corespondență, dar writing poate să fie și corespondență cu cineva. Vă simțiți inspirat să vorbiți cu cineva. Pentru că, uite, totuși, comunicarea apare, valetul de cupe și la, aici, la capătul setului de cărți, data trecută, a fost asul de spade. Nevoia de a gândi, de a comunica. Da? Vreți? Partenerul vostru, într-adevăr, vreți un parteneriat creativ, stabil, dar în care aveți și pasiune, regele de bâte, și emoții. Uite, sunt două cupe, asul de cupe și cavalerul de cupe, pe care le puteți împărtăși și unul și celălalt, le exprimă. Și unul și celălalt le exprimă. Dacă ați fost separați, dacă ați fost la distanță, poate să fie o întâlnire bruscă, într-adevăr. Și puteți să vindecați această, să zic, aceste regrete, această nostalgie, acest dor imens și această pasiune care a fost reținută din cauza distanței. Sau din cauza relațiilor karmice. Poate nu sunteți în parteneriat, sau poate pentru unii, pentru că sunteți un colectiv, da? Oricum, ce va fi, va fi frumos pentru că apare asul de cupe într-un final, da? Și acest personaj vine, ia uite, e acel, un personaj care nu și-a arătat nici emoțiile, nici pasiunea. Și din cauza asta, poate a fost un trio, ia uite, trei de cupe aici, ia uite la aici, da? Că au fost prietenii, că a fost o altă relație, că a fost un contract, ceva a fost. Oricum ați fi, că sunteți în cuplu, că sunteți singuri, ideea este că vă veți întâlni cu sufletul vostru pereche, două suflete și împărtășiți unul și celălalt, unul predă, altul ia notițe, writing, school, da? Exact, cel care este ucenic scrie, da? Și celălalt care poate... Pentru unii, cel care predă s-ar putea să aibă cunoștință și de tarot sau dacă nu neapărat de tarot și oracole. Ideea este că înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă, mai neconvențională. Deci oricum, voi doi, voi vă veți întâlni cu cine trebuie. Cu cine trebuie. Cu cine simte pentru voi. Și până acum nu s-a exprimat nici emoțiile suficient de clare, nici pasiunea, cinci de cupe. Dar e frumos, am zis, amândoi împărtășesc, dar vedeți, sunt două mâini care oferă. Una oferă o cupă ideală, spirituală, ia uite, celălalt e o cupă mai personală, dar ideea este că împreună puteți să vă vindecați. Cavalerul de cupe este și consilier și vindecător, da? Asul de cupe la fel. Și să crește spiritual. Și să creați acest ideal la care amândoi trebuie să țineți. Pentru că la capătul setului de cărți apare regina de monede și nouă de monede. Iar nouă și cu unul 10, iar parteneriat. Dacă sunteți singure, cineva vrea să fiți partenera lor de viață. Soția perfectă, vă vede soția perfectă. Până acum v-a studiat, v-a spionat eventual, tocmai pentru că nu a arătat. Dar în această perioadă s-a și temperat, a și vindecat
să zic, imposibilitatea de a materializa această întâlnire, da, cele două suflete, a fost amânată. A fost amânată. Echilibru. Da? Pentru că a trebuit să învețe celălalt. Celălalt, unul dintre voi, trebuie să toarne mai multe emoții și spiritualitate în cupa celuilalt. Aici este întâlnire de destin la distanță. Dacă ați încercat să fugiți de fericire, v-ați adăugat un plus de timp. Adică s-a întârziat această manifestare. Această familie, poate să fie familie sufletească și spirituală. Cu alte cuvinte, să fiți suflete perechi. Că asta înseamnă familie, suflete perechi. Soul sister, nu? Cam atât. Foarte frumos. Oricum ar fi, că sunteți căsătoriți, că sunteți necăsătoriți, că vă despărțiți de cineva din trecut sau pur și simplu vă întâlniți cu sufletul perechi și vă despărțiți de suferință și de singurătate, oricum, finalul este frumos. Este asul de cupe. Da? Asul de cupe. E o nouă lume care se va naște. În care, dar ce înseamnă 5 și 1, 6? Cineva vine și nu o să că poate să-și ceară scuze sau să explice de ce ați fost amândoi atât de triști în această separare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!